Îmi pare foarte rău că s-a creat acest sentiment că dau prioritate mașinilor și nu oamenilor. Am primit mai multe mesaje pe e-mail chiar înainte să vin la această scurtă declarație cu rugămintea să dau prioritate cetățenilor și nu mașinilor. Păi și în mașini sunt tot oameni, că doar nu circulă sigur.